Începere cu multă răbdare și cu pasiune. Veniți în fiecare an la Lada de Zestre? Sau... Da, în fiecare an chiar nu pot să lipsez de aici, de la Piatra Neamț. Vă place? Îmi place foarte mult și zona și oamenii sunt deosebiți și eu mă simt foarte bine aici de câte ori vin. Sunt apreciate produsele de artă manuală, artă artiză populară? A început să fie mai mult apreciate în ultima vreme, iar aici la Piatra Neamț oamenii știu ce înseamnă acest lucru. Acest meșteșug și atunci când omul cunoaște cât de cât valoarea, lucrează, valoarea sigur că apreciază mai mult. De asta și venim, cu tragere de inimă și cu, așa chiar dacă venim de departe, pentru că încercăm să educăm tânăra generație ce înseamnă un lucru bine făcut față de unul făcut în 2-3 zile. E diferență mare de la ce la pământ, lucrul acesta bine făcut, te îndrăgostești de el și nu mai vrei niciodată să îl pierzi, iar celelalte care sunt făcute, contrafăcute, să zicem așa, nu știi cum să scapi de el mai repede, pentru că nu-i de calitate. Nici ca îmbrăcăminte, nici decorativ. Deci trebuie să evităm să luăm astfel de lucruri făcute în 3 zile, pentru că orice minune ține 3 zile, deci nu merge. Lucru bine făcut e întotdeauna bine de preferat. Thank you.
Zestre cât cuprinde, dragi prieteni, în lada celei de-a 18-a ediție a festivalului. Iată, festivalul a ajuns la majorat. Urăm la mulți ani. O să încercăm să vorbim un pic despre ce înseamnă, până la urmă, un festival ajuns la 18-a ediție și care de acum se ține bine, se ține pe picioarele lui, este așteptat atât de către meșterii populari, cât și de pietreni și nu numai, pentru că prin oraș au trecut și turiști, am avut prilejul eu să filmez și francezi și chiar englezi, care au admirat minunățile prezente aici. Cea mai în măsură să ne vorbească despre acest festival, dragi prieteni, este inițiatoarea lui, sufletul, spiritușul festivalului, doamna Florentina Buzenski, etnograf, șef de secție la Muzeul Etnografic de aici, din Piatra Neamț. Mulțumesc că ați acceptat discuția și vă felicit pentru cea de-a 18-a ediție a frumosului festival. Da. Bună ziua și bine ați venit! Noi vă mulțumim pentru că acordați atenție evenimentelor culturale și da, suntem la 18-a ediție. Cred că mai puțin datorită nouă, celor care ne-am apucat acum 18 ani, ci mai mult datorită meșterilor și datorită publicului care așteaptă an de an. Facem acest festival, la care componenta principală este Târgul de Meșteri, cu mare drag, nu numai ca o întâlnire de suflet cu meșterii și cu publicul, ci ca o formă de a arăta că tradiția contează, că putem rezista prin tradiție și asta o arătăm publicului. Ați spus că 18 ani, da, festivalul are doi părinți. Da. Nu numai eu, ci și domnul Marcel Lutic, președintele Asociației Meșterilor Populari din Moldova. De fapt, acum 18 ani, dumnealui mi-a propus să facem la Piatra un târg de meșteri. Un târg de meșteri care a început, să zicem, mai timid. Da. Și poate ușor cu neîncredere, la care prima ediție a durat numai două zile, dar când am văzut atât entuziasm și din partea unora și din partea altora, domnul Lutic a spus, sigur, la anul trebuie să fie trei zile. Și așa a rămas trei zile, ultimul weekend de mai, aducem satul în mijlocul orașului, în parcul tineretului din Piatra. Repet, spre bucuria pietrenilor, în primul rând, care, uite, pe măsură ce se apropie seara, vin în număr tot mai mare aici, în parcul din centrul orașului. I-am văzut admirând exponatele, i-am văzut cumpărând, pentru că, până la urmă, în felul ăsta îi ajutăm pe meșteri să ducă tradiția mai departe, achiziționând lucrările lor. Da, acesta este și scopul asociației, să-i ajute și să-i promoveze pe meșteri și pentru aceasta cel mai în măsură să vorbească este domnul Lutic. Care a lansat și o carte astăzi. Da. Da. Felicitări da. Pentru da. Coorganizarea acestui festival, pentru ideea minunată pe care ați avut-o și care a prins excepțional aici. Da. E adevărat, e un experiment reușit 100%. Mi-aduc aminte cu nostalgie că la prima ediție eram sus, acolo pe platou și din preistoria festivalului pot spune că am dorit, sau mai ales colega și prietena mea, Florentina, și-a dorit acest eveniment la Piatra Neamț, fiindcă de vreo 2 ani organizam un eveniment similar, dar la alta învergură, la Roman. Și sigur că există o rivalitate aici bună între Roman și Piatra Neamț și am simțit că e cazul să venim cu un asemenea eveniment și la Piatra Neamț și atât că nu am greșit, fiindcă într-adevăr în luna mai, la sfârșitul lunii mai, aici practic e o Românie tradițională sau o Românie meșteșugărească în mic, fiindcă avem toate zonele mari ale țării ilustrate, din Ardeal până în
Muntenia, de aici, de la noi, din Moldova, la Moldova, peste Prut, Bucovina, nu mai spun. Deci ar trebui să ajungem eventual prin Banat, nu știu dacă am ajuns pe acolo, sau prin Dobrogea. Dar în rest, cred că am ilustrat, din punct de vedere meșteșugăresc, etnografic, cam toate zonele țării. Și spuneam astăzi la deschidere un lucru pe care vreau să-l afirm și aici, în fața telespectatorilor dumneavoastră, faptul că acest eveniment de la Piatra Neamț, după cum îi spune și numele de altfel, este unic în Moldova, cel puțin, fiindcă, spuneam la deschidere, el filigranează, transfigurează, transformă cumva aceste meșteșuguri pe care noi le știm, cum le știm, mai mult tehnice, dar aici ne ducem, translăm spre partea lor de spiritualitate, de artă populară, spre simbol, spre semnificații. Ori asta cred că este particularitatea festivalului de artă populară de la Piatra. Am văzut și în alți ani, dar mai ales acum, mi s-a părut că aproape toți meșterii prezenți, în momentul când se apropie un vizitator de standul respectiv, chiar se apucă și fac, sau unii chiar sunt găsiți lucrând la obiectele pe care le expun, folosindu-și meșteșugul pe care îl au și pe care vor să-l transmită mai departe. S-au creat și ateliere, am văzut, foarte frumos. Am văzut chipuri cunoscute, dar am văzut și multe chipuri noi. Da, demonstrațiile și atelierele sunt într-adevăr o componentă foarte importantă, pentru că vizitatorii trebuie să înțeleagă că tot ceea ce este aici este lucrat manual. Și atunci când vezi că omul cioplește, coase, împletește, așa, își dau seama de fapt și văd cât de greu se face, pentru că stai și te uiți la cel care lucrează o oră și iese ceva foarte mic și se gândesc cât durează să-ți ieși un covor, cât durează să cioplești o lingură sau o cruce, și abia atunci încep să dea valoare unor astfel de lucruri. Trăim într-o epocă consumatoristă, pe bandă se fac o mulțime de cam mai toate chestiile, foarte multe imitații de obiecte populare ies pe bandă acum din adevărate fabrici din țară și mai ales din China și așa. Un târg ca acesta recultivă publicului gustul pentru autentic, are rol educațional puternic, pentru că în felul ăsta cineva poate să învețe să discearnă, să aleagă între un lucru meșteșugăresc, autentic, popular, față de unul de manufactură, de fabrică, de așa, și mai ales unul venit de peste Mărșița. Da. Ne dăm seama, uitându-ne la public, și a atins scopul, unul dintre scopuri festivalului, pentru că oamenii au început să aprecieze lucrul de mână și să-și dea seama că aproape fiecare meșter de aici are piese unicat. Deci, eu dacă cumpăr ceva, nu mai are nimeni o piesă ca a mea sau 100% ca a mea. Da? Și deci asta trebuie să învățăm, că suntem unici și prin ceea, nu numai prin ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ci și prin ceea ce, facem, prin ceea ce purtăm, prin modul cum ne exprimăm. Iar aceste piese, dincolo de frumusețea lor, au un limbaj non-verbal pe care îl transmit și pe care încep tot mai mulți să-l înțeleagă. Este un lucru bun. După 18 ani am ajuns la majorat și ne dăm seama că nu am ajuns degeaba la majorat. Și am văzut că majoritatea adulților care vizitează acest târg sunt însoțiți și de copii, da. Se opresc la standuri, da. Și poartă discuții cu copiii despre ce se petrece acolo. Copiii, asta este minunat. Fascinați. Da. Copiii sunt fascinați, așa, parcă pătrund într-un joc, pentru că la ei a învăța este o joacă, și sunt fascinați. Dacă vedeți la fiecare stand unde este câte un copil, în ochii lui se vede admirația și curiozitatea pe care noi ne-am mai pierdut-o în decursul timpului. Dar copiii, într-adevăr, sunt fascinați de tot ceea ce văd, o fascinație pe care nu o întâlnești atunci când îi duci la un magazin, exact. Care nu e același. Ce viitor vedeți pentru festivalul Lada de Zestre? Pentru festival văd același viitor pe care îl văd pentru Asociația Meșterilor Populari din Moldova, fiindcă
acest festival va dăinui atâta vreme cât meșterii populari vor rezista pe meterezele tradiției, fiindcă îi simt uneori, na, eu fiind mai mult decât prietena mea Florentina aproape de ei de-a lungul anului, îi simt cum își drămuiesc de multe ori bănuții și cum îmi spun mereu că câteodată transportul îi costă mai mult decât beneficiile pe care le au de la un târg. Ei, despre alte târguri în care sunt obligați să plătească o taxă, în care au nevoie de o mulțime de de acte doveditoare ale mărfilor, ale așa, unii chiar fără să vreau de formație profesională, ceva. Așa este. Puneau problema absenței de la anumite târguri pentru că nu își mai permit financiar vorbind. Da, pe de altă parte, mai există o realitate dură în România prezentă, în România aceasta tulbure din punctul nostru de vedere, a valorilor mai ales, fiindcă aceste evenimente sunt de multe ori organizate de neaveniți, adică de instituții ale administrației sau de particulari care nu găsesc alt rost în organizarea lor decât aspectul financiar. Ori, mai ales acolo sunt acele taxe de care spuneați dumneavoastră, ori noi totuși ca instituții de cultură, în primul rând Muzeul de Etnografie, Complexul Muzeal Național Neamț și noi, Asociația Meșterilor, vedem în aceste evenimente act un act de natură culturală, educațională, cum bine ați spus. Și o investiție, sigur că da. Și chiar spiritual aveți dreptate. Pentru viitor, pentru că se tot vorbește de păstrarea identității naționale. Ori dacă s-ar pierde asemenea meșteri, asemenea meșteșuguri, asemenea târguri, cum este Lada de Zestre, cred că ar fi o mare pierdere și ireparabilă. Eu aș mai adăuga ceva ce mai spun câteodată, că mă mai inspiră cel de sus. Că, știți, la anul nou, dar și la Crăciun, când se colindă, când se ură, degeaba colindă sau ură respectivul copil, dacă cineva nu ascultă colinda și urătura lui. Mutatis mutandis, așa sunt meșterii noștri. Ei degeaba vin la întâlnirea aceasta cu publicul dacă de dincolo de fereastră marele public, publicul nu este prezent. Ori în acest context eu vreau să mulțumesc petrenilor care alături de alți urbani din municipiile, orașele Moldovei sunt mereu prezenți la întâlnirile anuale cu meșterii populari. Credeți-mă, da, nu doar eu, cei mai mulți dintre cei prezenți aici abia așteptau, poate că aș vorbi cu unii dintre ei. O, fără doar și poate, abia așteptau să înceapă târgul. Da. Ca și noi. Așa este. Bucuria aceasta pe care ei o au la întâlnirea cu meșterii este tocmai, dincolo de aspectul financiar, o mare răsplată pentru meșterii și o motivație de a merge mai departe. Vă mulțumesc din suflet, vă țin pumnii. Să dansăm la nunta târgului de acum, la majorat am fost, de acum așteptăm anii. Ce urmează. Mulțumim și dumneavoastră, celor din media, care duceți această veste mai departe, fiindcă translați între meșteri și marele public și vă faceți o datorie de onoare. Sunt prieteni de-ai mei, de-ai noștri, care nu pot, nu sunt în țară sigur. La vremea asta. Dar și faceți dumneavoastră. Exact, privesc materialul și sunt foarte... Vă mulțumesc din suflet. Noi vă mulțumim și noi și vă invităm să mai treceți și mâine și poimâine. Ei sigur în fiecare zi vă vor spune alte și alte povești, pentru că au multe de spus. Am înregistrat și niște cântece la fluier și la capac, cred. Cu Badea Costică. Excepționale. Da. Cu Badea Costică. Da. Badea Costică, totuși ar mai fi ceva de adăugat, că am făcut mulțumirile, dar trebuie să mulțumim și din municipiu și din județ, că aleg să pună o părticică din bugetul instituțiilor pe care le conduc, iată, la dispoziția acestor evenimente, la dispoziția instituțiilor care organizează aceste evenimente. Nu e puțin lucru. Să sperăm că și cei care vor urma vor merge pe acest... vor ști că un asemenea eveniment trebuie sprijinit. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumim și noi!